Era Nicodemie, băiatul. Cei șapte tineri se întorceau de la discoteca din localitatea Laza. Erau în aceeași mașină și niciunul nu purta centura de siguranță. Într-o curbă, la dreapta, din cauza vitezei excesive, șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers, iar autovehiculul s-a răsturnat pe partea dreaptă, în afara părții carosabile. Câte persoane erați? Deci, aveați viteză sau? Da. Ce prost e intrat. Când am ajuns aici, un minut ce mult, erau doi dintre băieți ieșiți, ulterior a ieșit cel de-al treilea. Cei care au ieșit prima dată din mașină, da, erau speriați, pentru că au oprit și mașina jandarmeriei care venea despre Bacău și... iar ceilalți erau în... nu mișcau mașina. Prima parte am crezut că sunt decedați, dar când a venit ambulanța, am început să dea seama. Ca de obicei, tinerețea asta, în majoritatea accidentelor, cerebelismul, nu respectă regulile de circulație minime, obligatorii, distracțiile astea îi pasionează foarte mult. La sosirea pompierilor, unul dintre tineri nu mai respira. Am fost solicitat pentru descarcerarea un număr de 7 persoane pe raza comunei Laza. Ajuns la fața locului, s-a constatat că trei persoane au ieșit pe picioarele lor, un decedat și șoferul rănit în stare foarte bună. Din primele cercetări, vinovat este șoferul autoturismului. Din primele verificări, pe fondul bilonia datării vitezei într-o curbă la dreapta, șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a răsturnat pe partea dreapta. Nu am avut chiar de mult accident în această zonă, accident care putea fi prevenit dacă se circula mai departe. Din accident a rezultat decesul unui tânăr de 21 de ani din comuna Laza, pasager pe scaunul dreapta față. De asemenea, șoferul a fost diagnosticat la spital cu comă gradul 4, fractură femur. O tânără de 20 de ani din aceeași localitate, pasageră pe bancheta din spate a autovehiculului, și un băiat de 17 ani au fost transportați și ei în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Vaslui. Conducătorul auto avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumuri publice din luna septembrie 2010, fiind cercetat într-un dosar penal pentru refuz recoltare de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.